Bună ziua, dragilor! Bine ați venit sau revenit pe canalul nostru! Astăzi vreau să vă prezint un haul alimentar cu produse pe care le-am cumpărat săptămâna aceasta de la Lidl. Haideți să vă arăt ce am cumpărat. Am să vă las prețurile afișate la fiecare produs pe ecran. Am luat așa o caserolă de afine. Copiilor le plac foarte mult afinele și le mănânc atât seara cât și dimineața. Am mai luat o caserolă de roșii sherry. Câteva banane să mai avem, două napolitane de la Roger cu tofifi, două napolitane cu cremă de cacao, iar pentru că se apropie luna decembrie, iar copiilor le plăcea tare mult în Austria să desfacă advent calendar, să primească câte o jucărie în fiecare zi, anul acesta am optat pentru un advent calendar cu ciocolăți. 24 de bucățele de ciocolată cu lapte, pentru că avem foarte multe jucării și m-am gândit anul acesta să lăsăm să se joace cu cele care le au și să se bucure de jucăriile care o să le primească de Moș Crăciun și de Moș Nicolae. Așa că am luat cu patrula cățelușilor, un advent cu albastru și un advent calendar pe roz. Erau foarte multe modele, mai erau cu Minion, dacă vă interesează le găsiți la Lidl și dacă nu greșesc, sunt la prețul de 5 lei. Pentru că se apropie Crăciunul, sărbătorile și o să facem cozonat și prăjituri, am mai luat așa o pungă de stafide să avem în casă. Începem așa mici cumpărături și pentru perioada când vom face prăjituri. O smântână cu 20% grăsime. Copiilor le mai place când se uită la desene să le mai fac câte o pungă de popcorn și am luat așa popcorn cu unt să avem, să mai băgăm la microunde. Vreau să fac săptămâna viitoare un tiramisu și am luat pișcoturi, mascarpone și frișcă o să iau săptămâna viitoare chiar când o să fac, să fie proaspăt. Această budincă, cremă, desert cu caramel a devenit preferata băiatului. În Austria mânca foarte bine iaurturile cu bombonele cu cereale de la Müller, dar de când suntem în România, acest desert e preferatul lui, îl mănâncă tare bine. În weekend vom pleca cu băiatul, are turneu de handbal și am luat să facem niște sandvișuri și am mai luat așa două creme de brânză, vom pune pachetel de acasă să aibă pe drum, o pâine de toast să facem sandvișuri, două budinci din acestea de gris cu zmeură, două budinci de gris cu căpșuni, o sana de 3,5 grăsime de la Pilos. Tot pentru sandvișuri am luat aici patru caserole din astea de salam. Salam cu un veliș de ceapă și usturoi de la cămara noastră. Acesta a devenit preferatul copilului, singurul salam care îl mănânc așa cel mai bine, să zic, deși nu am prea încercat foarte multe, se zice că are și etichetă curată. Două tăvițe din acestea de cașcaval de la Emmentaler, o punguliță de mozzarella să mai avem pentru lipii, mai facem, ne place foarte mult să facem lipii în tigaie cu ou, mozzarella și salam și uncă, depinde ce avem în frigider. Am mai luat o sticlă de suc de măr, și un litru 600 de lapte de la Napolact Bio de 3,8% grăsime, o cutie de suc de portocale, tot așa marca Lidl, o sticlă de ulei de măsline pentru că ni s-a terminat uleiul de măsline și chiar aveam nevoie, nu mai aveam în casă. Pentru micul dejun am mai luat așa, să-i dau la băiat, îi place foarte mult dimineața, chiar dacă mănâncă la grădiniță, să servească un pahar cu lapte, atât dimineața cât și seara. Cu biscuiți, cu cereale sau chiar cu aceste pișcoturi le mănâncă foarte bine cu lapte și nu mai aveam biscuiți. Am mai luat două rulouri de alua de foietaj. Vreau să fac zilele acestea niște foietaj. O pungă de cârnați de porc, stick din aceștia. Aceștia le place foarte mult copiilor, le mai pun și ca și gustare lângă sandwich la școală, la fată. Mâine vreau să gătesc ficățel de pui cu pireu și am luat așa ficat proaspăt de pui să facem. Am găsit
5 lumânări la prețul de 4,50 lei, dacă nu greșesc. Am luat așa să mai avem pe când mergem la cimitir. Un pachet de 10 pachete mai mici de șervețele nazale cu 4 straturi. O rolă de saj de gunoi, 30 de bucăți de 35 de litri. Și bețe de urecă sunt pregătate. Ei bine, dragilor, acestea au fost cumpărăturile noastre. Dacă v-au plăcut, nu uitați să ne dați un like. Dacă sunteți nou pe canal, vă invit să vă abonați la canal, să ne dați un like, să apăsați pe clopoțel să fiți la curent cu toate notificările și videoclipurile noastre. Iar până data viitoare, rămâneți cu bine! Ciao!